Clădirile și porumbeii care animă piața sfatului par la fel, dintotdeauna, sau măcar din ultimele secole. Mereu alții au fost oamenii care au traversat-o și aspirațiile lor și diferite de cele de azi le-au fost veșmintele și atitudinea. Desigur, te-ai întrebat cândva, venind dinspre Biserica Neagră sau trecând pe lângă Casa Negustorilor, cum să fi fost atmosfera în vremea lui Honterus și a Apoloniei Hirscher, ora altor personalități care au scris istoria orașului. Un posibil răspuns va rămâne imortalizat în mii de fotografii contemporane, pentru că puțini sunt cei care nu se opresc să-i pozeze pe Mihail Weiss ori pe Elena Mureșanu și să nu zâmbească admirativ la vederea fiecăruia dintre personajele care amintesc de secolele din urmă, ai căror pași mai au ecouri în memoria pietrei din centrul Brașovului. Istoria la persoana întâi, inspirată ideea care a prins contur în Casa Mureșenilor și de succes proiectul cultural care a făcut-o posibilă, de vreme ce a fost aprobat pentru cofinanțare din bugetul primăriei Brașov și s-au găsit și suficienți doritori de a spune: eu sunt Johannes Honterus, Apolonia Hirscher, diaconul Coresi, Mihail Weiss, Mișu Pop, Elena Mureșanu, Aprili Loioș, George Barițiu, Andrei Mureșanu, Maria Baiulescu. Istoria la persoana întâi, un proiect nou, interesant și care poate va face carieră în Brașov. Este important pentru turiști să afle într-un mod atât de plăcut istoria unor persoane care au semnat destinul orașului Brașov. Cum a venit această idee? Ideea ne-a venit în momentul în care ne-am dorit ca să oferim comunității brașovene, turiștilor români și străini aflați la Brașov, un alt tip de experiență de vizitare. Ne-am zis că orașul Brașov este atât de frumos, are atât de multe locuri de vizitat, clădiri importante, atâta patrimoniu, ori pentru ca această vizită să fie una completă, am putea să organizăm și altceva care să vină în întâmpinarea dorințelor turiștilor, care probabil că își doresc să afle lucruri despre evenimente care s-au petrecut la Brașov, despre oameni care au trăit la Brașov și care au marcat în mod esențial istoria cetății Brașov. În spatele acestui proiect există și o îndelungată activitate de cercetare. Este o muncă, da, foarte complexă, pentru că nu se rezumă totul la acele personaje pe care publicul le poate întâlni în stradă, ci există și o documentare completă legată de fiecare personaj care se regăsește într-o broșură. Să vedem de ce ați ales acele personaje. Sunt 10 la număr. Sigur că da. O prima etapă a acestui proiect a constat în o documentare, cercetare realizată de un istoric colaborator al proiectului nostru. Acesta a realizat acest raport de cercetare și pe lângă faptul că a documentat istoric vorbind ultimele 5 secole și pe lângă aceasta și vestimentația acelor timpuri, a ales chiar mai mult de 10 personaje care ar putea să facă parte din acest proiect. Ulterior, în urma unei ședințe de lucru, ne-am oprit la 10 personaje, ne-am dorit ca dintre aceste personaje să fie și doamne, să fie și de naționalitate maghiară, germană. Mă asigur că în ceea ce privește naționalitatea germană n-a fost o problemă, ci a existat chiar o selecție în acest sens. Și ne-am dorit ca toate aceste personalități să fie reprezentative pentru brașoveni, astfel încât inclusiv brașovenii să le cunoască mai bine, că sunt foarte mulți care nu dețin aceste informații. O responsabilitate, așadar, și o provocare pentru actorii de o lună,
să interpreteze cât mai convingător asemenea personalități, înainte ca piața sfatului să fie animată de originalele apariții, care au și rolul de a oferi mini-ghidaje celor interesați. Inițiatorii proiectului au căutat cei mai potriviți amatori de a intra în pielea personajelor. Doritorii trebuiau să fie pregătiți ca între 19 septembrie și 23 octombrie 2016, între orele 10 și 18, să interpreteze într-o manieră personală poveștile de viață ale personalităților istorice marcante ale Brașovului, să îndrume turiștii să descopere cât mai mult din istoria orașului, să răspundă întrebărilor și să se fotografieze cu lumea. Încercăm să îmbunătățim calitatea experienței de vizitare la Brașov. De multe ori avem această plângere venită dinspre turiști că nu prea ai ce să faci la Brașov, nu ai cu cine să vorbești. Punctele de informare turistică nu sunt atât de centrale mai nou. Ne-am gândit că prezența unor personalități istorice marcante ale Brașovului în stradă, în costume de epocă, vorbind și în română și în engleză, îi va ajuta pe turist să înțeleagă mai bine orașul Brașov. Acești ghizi istorici vor prezenta pe lângă povestea vieților, la persoana întâi, care va începe întotdeauna cu eu sunt, vor mai spune și alte informații legate de Brașov, de istorie, de arhitectură, de evenimente care au loc în acea zi în oraș, vor fi un fel de punct de informare turistică ambulant. De cum s-a anunțat preselecția în august, zeci de persoane s-au arătat interesate să facă parte din corpul ghizilor personaje istorice. Era nevoie de 10 care să cunoască foarte bine limbi străine, să aibă prezență scenică și un minimum de abilități artistice. A fost o altă etapă de selecție și de recrutare a viitorilor ghizi personaje istorice. Partenerul nostru în proiect, Asociația Cultur, a avut această sarcină. Ceea ce vă pot spune este că mai bine de 40 de persoane au achiesat la ideea noastră și au răspuns acestei solicitări de a face parte din proiect. Însă, selecția a fost făcută și pe mai multe criterii. S-a încercat ca personajele, viitorii ghizi istorici, să aibă câte ceva din cei pe care urmau să interpreteze. Și ne referim, ne-am dorit foarte mult ca Hunterul să cunoască limba germană. Cred că era esențial comparativ cu celelalte personaje. Și, bineînțeles, v-am spus că erau mai multe criterii pe baza cărora se alegeau aceste personaje. Ei trebuiau să fie cunoscători ai unei limbi de circulație internațională, trebuiau să aibă disponibilitate de timp liber pentru toată perioada proiectului și în egală măsură să aibă foarte bune abilități de comunicare. Membrii Asociației Cultur, partener al Muzeului Casa Mureșenilor în proiectul Istoria la persoana întâi, se ocupă de tururi și activități educative pentru localnici și turiști în mod gratuit. Așa că intuiau impactul personajelor istorice asupra vizitatorilor Brașovului. Nu cred că au avut vreun turist care să spună ceva negativ despre Brașov, dar într-adevăr lucrurile pe care le pot vedea de la clădiri, arhitectură, obiceiuri și toate lucrurile pe care le pot descoperi în Brașov, multă istorie, sunt toate foarte, foarte interesante. Dar activități de făcut ca turist, de descoperit lucruri, nu prea se întâmplă și atunci venim în ajutorul lor așa. Asociația Cultur s-a ocupat de pregătirea istorică și culturală a interpreților, iar de cea dramatică teatrală a ghizilor. Actorul Silvian Duică, din 19 septembrie, au ieșit în stradă, în întâmpinarea turiștilor. Până în 23 octombrie suntem în Piața Sfatului și pe lângă monumentele importante din Brașovul Vechi, în mijlocul turiștilor, suntem ghizi, care facem mini-ghidaje, ne spunem biografia și putem să dăm și informații despre obiective turistice din Brașov, locații pe care le pot vizita sau dacă doresc orice altfel de informații cu care putem ajuta un restaurant cu specific românesc, căci cam asta se cere. Cine îndrăznește și are curaj să vină mai aproape
îl poftim să intre în cadru și să apară împreună cu noi într-o fotografie, ne întreabă cât costă, le spunem că nu costă, ne prezentăm frumos amabil, bună ziua, sunt Andrei Mureșanu, sunt Johannes Honteru sau sunt Mihail Weiss. Mai există printre noi și doamna Elena Mureșanu, există și Mișu Pop, îl avem și pe George Barițiu alături de noi, mai există și diaconul Coresi, bineînțeles doamna Maria Baiulescu, dar și doamna Polonia Hirscher. 10 personalități din Brașovul de atâta, începând cu secolul 15 și până în secolul 19. Sașii din zonă m-au ales, fiind cel mai citit și cărturar al vremii, să le fiu jude. După 1600, desigur, după ce Transilvania cu Țara Românească și cu Moldova a fost unită de către Mihai Viteazul. Acum eu merg pe străzi și mă plim și vorbesc cu lume și după 400 de ani, pentru că aud că nu mai suntem în 1612, că am fost luat din fața bătăliei, oamenii spun că la bătălia de lângă Feldioara mi-aș fi pierdut capul. Dar dacă a fost așa, înseamnă că brașovenii au continuat să lupte. Și aud că tot acolo s-a ridicat mare monument în cinste eroilor sași care au căzut, iar în cinstea mea s-a bătut monedă comemorativă pe care puteți citi. 1612, Mihail Weiss și-a făcut datoria față de patrie. Iar sabia judelui este aici, în casa Brăslui Blănarilor, sau cum o știți în ziua de astăzi, Muzeul Național de Istorie. Eu la mine port numai un mic pumnal în zilele de astăzi, pentru că nu se știe în afara cetății, mai prindem un haiduc, mai prindem un hoț la drumul mare și treburile orașului va trebui să ne ocupăm de ele, să le punem bună orânduială pentru toți cei ce sunt aici între zidurile cetății, în bună siguranță și pace cu Dumnezeu. Ei interpretează un text scris de cineva sau au și o libertate a unui dialog? Au de la libertatea un punct dialogului, sigur că da. Caietul care a fost creat cu ocazia acestui proiect, sigur că propune un scenariu pentru fiecare rol. Însă au libertatea de a-l completa și de a-l interpreta după cum simt. E și foarte greu că nu este chiar un rol într-o piesă de teatru și în funcție de cei cu care intră în contact își adaptează oarecum discursul. Sunt din cei care chiar s-au documentat suplimentar și au venit cu foarte multe întrebări suplimentare la acest scenariu care nu este foarte lung, pentru că trebuie să înțelegem că vizitatorii nu au disponibilitatea necesară, sunt foarte puțini cei care au, știu eu, timpul necesar sau răbdarea necesară să asculte foarte multe detalii referitoare la câte un personaj. Sunt Maria Baiulescu, cea mai importantă feministă româncă, născută aici în Brașov. Aici în Brașov am activat. Am dezvoltat orfelinatul de fete înființat în 1850. L-am adus la un institut de fete care s-a dezvoltat și care acum este un colegiu național care pe bună dreptate îmi poartă numele. De asemenea, important este și faptul că sunt singura femeie alături de 200 de bărbați care au scris în prima enciclopedie română, Enciclopedia Astra. La fel de interesant este capitolul dedicat vestimentației, publicat în broșura Istoria la persoana întâi. Autorul studiului a descris evoluția costumului și a modei din perioada renascentistă, în secolul al XIX-lea și după 1890. Hainele personajelor respectă criteriile științifice și au fost inspirate din imaginile păstrate în arhive. Au și ele un rol important, pentru că apariția personajelor trebuie să fie convingătoare. Reacțiile sunt diverse, că și oamenii sunt diferiți. Sunt din cei care îi văd, își doresc să facă poze cu ei, încă nu știu exact despre ce este vorba, ce caută în Piața Sfatului, de ce sunt diferiți. Cred că pentru publicul brașovean este ceva nou. Sunt foarte mulți turiști străini care, evident că din locurile din care vin, au mai văzut acest gen de activitate, sunt încântați, abia așteaptă să relaționeze cu ei, își doresc să facă poze cu aceștia, sunt amintiri pe care ei le vor avea
ca dovada trecerilor prin Brașov. Turiștii, din ce am observat, sunt plăcut impresionați, sunt foarte încântați de acest mod neconvențional de a prezenta istoria și lucrurile frumoase ale Brașovului. De altfel, și brașovenii ne-au primit cu foarte multă căldură și au mărturisit că sunt multe lucruri pe care nu le știau, deși sunt născuți aici, și este un lucru minunat, de fapt, ăsta este scopul nostru aici. Pe lângă faptul că ei își spun povestea la persoana întâi, propria poveste de viață, rolul acestora este și să-i îndrume prin cetatea Brașovului și să le ofere posibilități de petrecere a timpului liber, de vizitare a unor monumente sau locuri istorice din Brașov. Dar, cum ziceam, este în funcție de disponibilitatea fiecărui vizitator, fac și acest lucru. Ei ar putea să facă și mini-tururi, nu mai mult, în acest oraș și s-a întâmplat în mod ocazional să facă și acest lucru. În general, toată lumea își dorește, cel puțin într-o primă fază, să facă fotografii cu aceștia. Prezența lor pe străzile din centrul orașului este limitată în timp. Odată cu sfârșitul lunii octombrie vor dispărea aceste personaje. Ați luat în calcul și varianta permanentizării, într-un fel sau altul, a acestui proiect, a acestei idei? Da. Vorbim de sustenabilitatea acestui proiect și ne luăm în calcul varianta ca în anul viitor, dat fiind faptul că costumele sunt create deja, un prim pas a fost făcut și vedem exact ce rezultate a avut acest proiect și în ce mod a reușit să anime locul istoric, centrul istoric al Brașovului, ne dorim ca anul următor să desfășurăm această activitate pe perioada verii, când sunt foarte mulți turiști. Sunt comori de la Peleș, comorile Peleș, așa se numește această expoziție, și sunt piese de ceramică, argintărie și tot felul de decorațiuni care le aveau regele în casă, la Peleș, la castelul Peleș. Ați auzit de castelul Peleș, nu? Așa îi invită unul dintre personaje pe turiști să descopere comorile Peleșului din centrul Brașovului, din chiar casa în care a locuit Andrei Mureșanu și a creat versurile imnului național. Și pe vremuri, în Gazeta Transilvaniei, ziarul familiei sale, erau nelipsite știrile de la reședința de vară a casei regale. Prima a fost publicată după inaugurarea în 7 octombrie 1883 a bijuteriei arhitecturale din Sinaia. În anul regalității, expoziția fără precedent în istoria castelului a conturat un alt proiect inedit al Muzeului Casa Mureșenilor. Oferim publicului brașovean posibilitatea de a vedea cea mai valoroasă expoziție din acest an de la Brașov. Este vorba de comorile Peleșului. În cadrul expoziției sunt reunite 123 de bunuri culturale de o valoare excepțională, provenind din colecțiile Muzeului Național Peleș, din colecțiile de ceramică și orfevrărie. Încă de la vernisaj, oameni de cultură, publicul din oraș, au dorit să înțeleagă sensul acestei expoziții, pentru că toți vizitaseră Peleșul și nu-și imaginau ce ar fi putut să ofere în plus expoziția din Casa Mureșenilor și ce ar fi însemnat obiectele de patrimoniu dincolo de zidurile castelului din Sinaia, desprinse din atmosfera unică de spiritul locului pentru care au fost aduse din cele mai valoroase ateliere ale celor mai buni meșteri. Anul 2016 vine cu o altă premieră pentru istoria muzeisticii din România, prin colaborarea existentă între Muzeul Casa Mureșenilor și Muzeul Național Peleș. Mă gândeam cum ar fi ca personajele care interpretează istoria la persoana întâi să apară în alte cartiere. Am putea face același tip de tranziție în imaginația noastră cu aceste piese din Castelul Peleș, pe care ne este greu să ni le imaginăm în alt loc decât acolo. Cum se armonizează ele cu acest spațiu expozițional din Piața Sfatului?
Da. Este prima colaborare a Muzeului Casa Mureșenilor cu Muzeul Național Peleș. Este o colaborare care ne-am dorit-o de foarte multă vreme, iar acest an a adus cea mai importantă expoziție a muzeului nostru, și anume aceasta cu Comorile Peleșului. Ne-am dorit să decorăm interioarele noastre cu minunatele bunuri culturale oferite de Castelul Peleș. Da, asta mă întrebam, pot fi ele mai bine văzute și apreciate în acest spațiu neutru? Poate în Castelul Peleș, acolo unde le este locul, trec de multe ori neobservate. De aceea am și făcut paralela cu personajele istorice în cartierul Tractorul, să spunem. Sigur, da. Cu siguranță în muzeul nostru, dat fiind faptul că sunt 123 de bunuri culturale în această expoziție expuse în cele 8 săli de vizitare, ele pot fi admirate într-un alt fel. Au etichetele care prezintă momentul în care ele au fost realizate, atelierul celebru la care au fost confecționate și câteva detalii tehnice referitoare la modul de realizare a acestora, și cu siguranță sunt foarte multe dintre obiecte neobservate în acest castel Peleș, care conține atâtea și atâtea bunuri de valoare excepțională. Da, este în atmosfera aceea specială, probabil că de multe ori am trecut cu toții pe lângă ele fără să le observăm. Așa este. Fără să știm că ele există, că acolo este un spirit special, un tot unitar, și ele fac parte din acele colecții create la început de Carol I. Cum ați gândit această expoziție? Colaborarea a presupus itinerarea acestor 123 de bunuri culturale. Selecția au făcut-o cei de la Muzeul Național Peleș. Ulterior, noi am încercat să completăm această expoziție cu alte bunuri culturale și piese de patrimoniu aflate în expunere liberă. Am avut o sesiune de fotografie a acestora și de fotografiere a acestora la Castelul Peleș, și ele se regăsesc în momentul de față pe panourile care completează în mod fericit, să zicem, această expoziție. Sunt bunuri culturale aflate în expunere liberă în expoziția de bază a Muzeului Național Peleș și pe care altfel nu am fi avut ocazia să le vedem. Este ca o aprofundare a unei lecții de Peleș până la urmă. V-ați gândit să începeți această expoziție cu un salut de bun venit, rostit de o fetiță, ce urmează? Cum a venit și ideea aceea? Da. Pentru a îmbina, evident, din nou tehnica modernă cu ceea ce înseamnă piesele create în alte secole. Da, această nouă modalitate de salut există în muzeul nostru începând de anul trecut, și în felul acesta facem o introducere în expoziția pe care o avem de fiecare dată. Ideea a venit domnului director de a o folosi o domnișorică de 12 ani, îmbrăcată într-o frumoasă ie, și care pur și simplu invită publicul vizitator la ceea ce urmează, face o scurtă explicare a acestei expoziții. Minisala de cinema este un alt punct de atracție al expoziției, cu atât mai mult cu cât vizitatorii au ocazia să vizioneze câteva imagini din arhivele naționale cu Carol I și regina Elisabeta pe aleile Peleșului, cu regele Mihai și Bucureștii de odinioară. Am încercat să folosim toate mijloacele folosite în mai toate muzeele, și în cea de-a doua sală se derulează filmulețe. Sunt două filmulețe în care pot fi văzuți o parte dintre membrii familiei regale. Este o secvență scurtă de câteva secunde în care pot fi văzuți regele Carol I și Elisabeta în
Curtea Castelului Peleș. Această secvență ne-a fost pusă la dispoziție cu amabilitate de domnul manager al Muzeului Județean de Istorie, domnul Nicolae Pepene. E și o altă secvență, un mic filmuleț de 5 minute, în care sunt imagini cu Bucureștiul de altă dată. În egală măsură, este o prezentare oarecum a mai multor evenimente undeva până în cel de-al doilea război mondial și chiar și în acel filmuleț sunt câteva secunde în care îi avem pe regele Carol I și Elisabeta. Aceasta de asemenea ne-a fost pusă la dispoziție de această filmare de colegul nostru, Traian Dumbărveanu. Îi mulțumim și lui pe această cale. În afară de piesele originale, sunt panouri pe care, evident, sunt fotografii de bună calitate care reproduc obiecte de valoare din colecțiile din Castelul Peleș, dar sunt și niște texte explicative. Ce conținut au aceste texte și, nu știu, publicul se oprește să le citească? Sigur că da. Pe lângă faptul că am realizat această sesiune de fotografie cu domnul Arpad Udvardi, a realizat niște fotografii de o calitate excepțională, pentru că toate aceste obiecte de dimensiuni, unele foarte mici, au fost mărite la niște dimensiuni care să permită folosirea lor pe aceste panouri. Am primit din partea colaboratorilor noștri de la Muzeul Național Peleș mult mai multe texte care puteau servi la aceste panouri și le-am ales în funcție de ce ni s-a părut potrivit. Sunt săli în care sunt detalii referitoare la oaspeții din timpul monarhiei sau din timpul Republicii veniți la Castelul Peleș. În acea sală sunt doar detalii legate de aceste vizite excepționale. Alte săli au scurte texte referitoare la obiectele care sunt expuse cu foarte multe detalii foarte interesante. Și zic eu, faptul că textele nu sunt foarte lungi îmbie la citirea acestora și sunt foarte mulți vizitatori care sunt mai bine informați și despre Castelul Peleș, despre unele tehnici de lucru, despre unele obiecte care în felul acesta au o descriere completă. Care este până la urmă mesajul acestei expoziții? Ne-am dorit o incursiune fascinantă în arta decorativă a ultimelor secole. Și credem noi că am reușit. Vizitatorii pleacă extrem de fascinați de ceea ce văd, de obiecte și, ca și în celălalt proiect, dorim să oferim o experiență plăcută. Cu toții, până la urmă, încercăm să lucrăm la delectarea publicului vizitator. Este și o mică lecție de istorie, până la urmă, în ceea ce privește Casa Regală. O foarte scurtă, istoria Castelului Peleș? O foarte scurtă lecție de istorie. Nu ne-am dorit să ne axăm pe acest aspect. Sigur că sunt detalii referitoare la primul și prima regină a României, Carol I, Carol al II-lea. Sunt panouri dedicate acestora în egală măsură și cuplul regal Ferdinand și Maria sunt prezenți în expoziție cu panourile respective. Există un istoric al Castelului Peleș, pentru că este foarte important ce s-a întâmplat cu castelul în toată această perioadă și detalii, o scurtă prezentare a colecției de ceramică și orfebrărie, pentru că această expoziție este structurată pe cele două teme, ceramică, orfebrărie și metal, și sperăm că am reușit acest lucru.